Bună ziua! Pentru că s-a umplut ceasul, trebuie să începem această festivitate deosebită din viața dumneavoastră, a fiecăruia dintre familiile dumneavoastră și din viața noastră a orașului Comănești. Este vorba de premierea cuplurilor care au primit 50 de ani de la căsătorie, care se desfășoară în fiecare an, cu ocazia zilelor orașului. Am început aceste festivități astăzi, prima dată cu cinstirea eroilor Neamului, pentru a-i comemora eroii și a cinstire celor care și-au dat viața și s-au jertfit pentru ca noi să existăm astăzi, să avem ceea ce avem și nu prea știm să prețuim. Avem o țară așa de frumoasă, așa de bogată și avem atâtea și atâtea de multe lucruri pe care nu le vedem și le lăsăm așa în paragină. Și acum, astăzi, cinstim pe cei care suntem în viață și care ați străbătut un drum, spunem lung, 50 de ani, dar e foarte scurt, că 5 zile, 5 luni, 5 săptămâni și cu această ocazie vrem să vă oferim această bucurie de a împărtăși cu noi această bucurie. Ca de fiecare dată am invitat preoții și părintele de la Biserica Sfântul Spiridon, pe părintele Prepeliță, ca să ne să deschidem cu o mică rugăciune și să putem să înaintăm după aceea cu programul nostru pe care avem aici. Părinte, vă rugăm frumos. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este părăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne ția ordine și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea Lui Iisus Armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Care cu belșugare a vărsat asupra lui de care sărbătoresc 50 de ani de împrânăviețuire și ca unui stăpân, ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu mință strigăm, izbăvește toate nevoile pe robii tăi și ca un plăstit plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. De-a dinsul ne rugăm ția o zine și ne miluiește. Doamne, miluiește! Oamenii așa și de acum înainte, ne trecându-i cu vederea plinește-te slava Ta,
toate bune dorințele credincioșilor tăi, rog, care pe sărbătorești 50 de ani de prenovințuire, arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelilor noastre, rugăm în ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Minte totdeauna că durat lucrurilor tăi, mila ta cea bogată, dururile tale și îndovește pe robii tăi de toate, meșteșugirile văzuților de vreo strășmași, pe biserica ta cea sfântă orașul acesta și pe tot poporul tău. Și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile și sporire pentru toate fapte cele bune. Rugăm în ție, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește! Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Adevărat vă spun vouă că oricine va zice aceste munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le-ți veți avea, iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșeli. Dumnezeul îndurării și a toată năsivirea cărui mile este nemăsurată și grijă de oameni adună a ajuns la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, care și rog nevrind și cum îți aducem acum mulțumire, bunătății tale pentru binefacere ce au fost făcute rogurile acestora care sărbătoresc 50 de ani de prânăviețuire. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înainte la mulțumim, rugând cu umilință, nemăsurată ta milostivire, ca precum ai binevăzut a primi acum rugăciunul pe tăi și milostivire, i-ai mergeați prin cerere, așa și acum învrecești, ascolind tu dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrecește pe toți Dumnezeu Amirii și a cântat ție și celui fără de început al tău părinte. Și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Dumnezeul cel într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Robilor Dumnezeu, tuturor celor care sărbătoresc 50 de ani de împreună viețuire, împreună cu toți cei dragi din casa lor, împreună cu toți cei care au invitat la acest eveniment, dă-ne, Doamne, sănătate, lungime de zile, pentru toate bună sporire și păzește pe ei într-un mult și fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să să dăinuiți pentru credință.
și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumim, domnule primar, domnule subprefect, doamnă deputat, iubiți invitați, preacucernice, părinte, doar în două cuvinte, pentru că programul este amplu și vrem să putem reuși să rezolvăm toate cele incluse în program. Este un moment de mare emoție și de bucurie, ori de câte ori domnul primar mă invită la aceste momente deosebite, atunci când sărbătorește în cadrul festiv acele familii care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire. Și uitându-mă la dumneavoastră, acum văd un număr însemnat de familii, ceea ce este o mare bucurie. Iertați-mă subiectivismul, sunt bucuros pentru că văd foarte mulți din parohia Sfântul Spiridon, care acum sunt la moment deosebit a împlinirii celor 50 de ani, momentul de jubileu, când împlinesc 50 de ani de împreună viețuire. Și pentru noi sunteți niște exemple demne de urmat. Acum 50 de ani, la taina Sfintei Cununii, într-o rugăciune, preotul spunea așa: și să vină peste dâns și bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena când a aflat cinstita crucii. Noi știm că Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, ea însăși Augustă, ea însăși împărăteasă, nu s-a mulțumit cu faptul că era soție de împărat, nu s-a mulțumit cu faptul că era mamă de împărat care stăpânea din Caucaș până la Gibraltar și tot bazând în Mării Mediterane, ci pentru ea bucuria cea mai mare a fost aceea de a căuta crucea originală pe care s-a răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, cruce care i-a făcut mult bine și Fiului Său, Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Biserica include acest text în rugăciunile ei, arătându-ne nouă că orice bucurie este legată de suferință, orice bucurie este legată de jertfă. Dumneavoastră sunteți la moment de bucurie acum, că Dumnezeu v-a hărăzit să fiți împreună 50 de ani, care n-au fost ușori. Noi știm că căsătoria este o cruce, este o cruce destul de grea, însă, așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, în perioada pătimirilor sale, femeia când iese să nască se întristează, dar după ce a născut se bucură pentru că a adus om în lume. Așa și dumneavoastră ați trecut peste multe și peste multe greutăți în acești 50 de ani, dar ați avut și imense bucurii și de aceea pentru noi este un moment de mare bucurie și în același timp suntem motivați să învățăm în continuare pe enoriașii noștri, pe tinerii noștri, să lucreze la întemeierea familiilor creștine. Vă binecuvântăm la acest măreț eveniment, vă dorim multă sănătate, noi avem timp să așteptăm și la 75 de ani ai dumneavoastră de împreună viețuire. Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate familiilor, copiilor, nepoților, strănepoților și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mulți și fericiți ani, așa cum v-am gândat. La mulți și fericiți ani, multă sănătate, să fiți sănătoși. Amin. Pentru că imediat o să începem să vă venim la fiecare. Prima dată să vă dăm citire la fiecare familie în parte, dar înainte de toate, spre nemulțumirea celor care nu vor să le spunem lucrurilor pe nume, pentru că sunteți din diverse colțuri la orașului, din diverse cartiere, trebuie să plecați și cu niște informații despre ce se mai întâmplă în orașul nostru. Și trebuie să vă spun că cei care locuiți în cartierul Lăloaia, spre exemplu, pentru că s-a câștigat acel proiect cu gazele și pentru că s-a semnat și contractul de finanțare, suntem în licitația de execuție. Toată lumea zice, vai, de tot amână, de 25 de ani, care de 50 de ani. În momentul de față, suntem la ultima procedură, care înseamnă procedură de licitație și vor începe lucrările de execuție, care vor crea, bineînțeles, un disconfort, șanțuri pe toate străzile, racorduri la fiecare casă în parte. Ce este important pentru dumneavoastră să știți, că cei care vor fi racordați, această rețea de gaze, nu vor suporta
cheltuielile de branșament. Cheltuielile de branșament sunt incluse în cadrul proiectului. Și un branșament este cel puțin 1000 de euro. Deci dumneavoastră veți fi scutiți și de această cheltuială. Trebuie să ne cerem permisiunea de a fi, ca să fiți îngăduitori, pentru că atunci când vor începe aceste lucrări, vor crea un disconfort. De asemenea, sunt lucrările care se derulează în momentul de față pe străzile care se asfaltează. O parte din străzi au început lucrările și se asfaltează, o parte le-am sistat din cauza că trebuie să vină proiectul acesta. Știți cu toții că se execută lucrări de reabilitare, consolidare la toate școlile din oraș, în afară de liceu, că liceul a fost consolidat prima dată când am intrat eu în primul mandat, dar acum toate școlile, începând cu școala Ciprian Părulescu, școala Liviu Ebreanu, școala numărul 4 Șupan, școala Cuza Vodă, grădinița de la Cuza Vodă, de lângă Biserica Loia, se construiește o sală de sport nouă la școala de la Costache Ciocan de pe Petru Mareș, se vor construi școli noi la 5 piste, la Loia de pe Libertății, grădiniță nouă pe Libertății, creșe nouă se va construi pe strada Libertății, acolo la Bortul, la Loia, la școala 5 piste. Vor fi reabilitate mai multe clădiri publice, clădirea de la Gaze, clădirea primăriei, grădinița Dumbrava Minunată, grădinița Fraiei Nou, școala numărul 2 Zăvoi, deci absolut toate școlile care sunt în momentul de față în orașul nostru sunt în procese de reabilitare și consolidare. Bineînțeles că acest lucru creează și un disconfort, copiii au trebuit să se mutăm la alte școli ca să învețe în perioada aceasta. Timpul este foarte scurt, trebuie să terminăm lucrările până în 31 decembrie anul acesta și creează și acele nemulțumiri că poate că nu sunt chiar cel mai bine într-o sală de clasă, poate lucrurile sunt mai mulți, un cap este mai în spațiu mai mic. Bineînțeles că suntem în reabilitare și a spitalului Orășenesc Ioan Ascăr, o lucrare foarte mare, de peste 10 milioane de euro, ar trebui să punem de la bugetul local peste 200 de miliarde de lei vechi, ar trebui să și împrumutăm bani, pentru că este necesar ca să avem cel mai important lucru de care trebuie să beneficiem în orașul nostru, este sănătatea. Și instituția care ne ajută în acest domeniu trebuie să fie, să funcționeze și să aibă toate dotările și toate utilitățile și specialiștii cei mai buni care să ne îngrijească în cazul în care vom ajunge acolo. Tot în momentul de față vă pot anunța că am câștigat un proiect, un centru de zi pentru seniori. La ce se referă acest centru de zi? Este o instituție, o clădire, în care vor funcționa și vom putea să beneficiem cei care avem părinți sau avem persoane vârstnice, ca și o grădiniță unde copiii, tinerii își duc copiii la grădiniță, la școală, iar părinții care au în vârstă acasă, ca să nu îi lese singuri, poate că au și anumite probleme de sănătate, îi pot duce la acest centru de zi dimineața, la ora 7, la ora 8 și pot să meargă după ei, odată când merge și după copiii de la grădiniță, după amiază la ora 5-6, să-i aduc acasă. Odată ce vor fi primiți în acest centru, vor beneficia de o masă caldă, de săl de kinetoterapie, de îngrijiri medicale, li se vor putea acorda tot felul de servicii medicale, pentru că se va construi în curtea spitalului, lângă azilul de bătrâni, cel de azilul pentru persoane cu handicap. Este un lucru pentru noi foarte bun și pentru cei care vor beneficia de acest centru va fi extraordinar de bun. Tot în cadrul acestui proiect, acestui centru, vor putea să fie îngrijiți acasă un număr de 25 de persoane, care nu sunt deplasabile, unde vor putea să vină specialiști
persoane care sunt în domeniul medical și celelalte domenii, să vină să îndrujească acești bătrâni. Este un proiect care eu cred că va fi de mare interes pentru cei care suntem în Comănești. Pentru cei care locuiți la blocuri, vor începe proiectele de reabilitare a blocurilor, vor fi schimbate geamuri, tâmplării, uși, ferestre, balcoanele toate, vor fi reabilitate acoperișuri. Un proiect foarte important, dar am reușit să câștigăm doar vreo 60 și ceva de blocuri, deși în orașul Comănești avem de 3 ori mai mult de atât. Că avem peste 180 de blocuri, 190 de blocuri. Cartierul Zăvoi nu poate să intre pentru că nu are asociație de proprietari. Trebuie să se înscrie fiecare la asociația de proprietari. Cei care au plătit expertiza tehnică și auditul energetic va trebui să aibă răbdare, pentru că în moment ce va veni următoarea etapă de finanțare, vom depune și pentru celelalte blocuri. Deci niciun bloc din Comănești nu va rămâne fără a intra în acest program. Spre exemplu, blocul meu nu a intrat în momentul acesta, dar eu am speranță că va intra în următoarea etapă. Așa că trebuie ca, așa cum spune vorba aceea, răbdare și tutun, va trebui să avem și noi un pic de răbdare și un pic de tutun, tutun mai puțin, dar trebuie să avem încredere că toate acestea vor putea fi rezolvate. Sunt mulți care mai clicotesc, că stau la coadă de mult, din vreo 20 de ani, tot așteaptă să-mi ia locul. Eu, dacă mă ține Dumnezeu sănătos, vreau să vă fac și nota de platină, și în felul acesta se încurcă treburile, pentru că nu pot să mai reziste unii ca să stea la rând. Dar dacă ne dă Dumnezeu sănătate și viață lungă, vom putea să realizăm toate aceste lucruri pe care le-am propus și de multe ori am spus că un vis de-al meu este să reușim să facem o telecabină, o telecontolă, orice vreți dumneavoastră, care să facă un circuit până la Lafoș, pe fonduri europene se poate realiza lucrul acesta foarte simplu, proiect, aprobări, dar numai să fie linie de finanțare pe acest domeniu. Pentru că din decembrie anului trecut, orașul Comănești a devenit oraș turistic și avem nevoie să oferim facilități celor care doresc să viziteze orașul și să putem să creăm posibilitatea unei extinderi din zona orașului, înspre zona de munte, înspre zona Lafoș a stației Lafoș, la cota 1338. Ce să vă mai spun altceva? Suntem în reabilitare și cu Palatul Ghica și cu Clubul 1 Mai. Am făcut economii, am strâns ureaua, le-am cumpărat. Nu le-am cumpărat să le facem parada clădirilor, ci le-am cumpărat să le reabilităm. Dar sumele pentru reabilitare sunt foarte mari, sunt câștigate proiecte, așteptăm să se dea drumul la finanțare. Dacă ați să vă dau un termen de comparație, proiectele pe care le avem acum, în momentul acesta, în execuție, în derulare, sunt veniturile proprii ale noastre, ale bugetului local, pe 36 de ani. Deci noi ar trebui ca din banii noștri pe care avem să așteptăm 36 de ani să punem bănuț cu bănuț să putem face proiectele care le avem în derulare. Dar mai avem celelalte proiecte care n-au început pe PNRR, unde suntem pe locul 2 în România, care sunt mult mai mari decât atât și care vă dați seama că se mai duc încă 30-40 de ani și de acolo. Așa că dumneavoastră trebuie să aveți posibilitate să vă întrețineți sănătatea și să puteți trăi cât mai mult, să putem beneficia de toate aceste facilități și aceste proiecte pe care le-am accesat. Și dacă Dumnezeu ne ține cu noi și ne ferește de război și de alte posibile cataclisme sau ce se mai poate întâmpla pe pământul acesta, cum a fost cu gripa, cu pandemiile și cu alte. Nu o să vă mai țin, pentru că v-am reținut un pic cu câteva informații, așa cum v-am spus, pentru că se desfășoară zile orașului după eveniment. Cine dorește să veniți să vă oferim o posibilitate de a facilita transportul și urcarea acolo la Galeon,
cine dorește și are posibilitate, să vă facilităm posibilitatea să vă dăm o invitație, să participați acolo. Și, bineînțeles, dacă mai aveți voi de orice, vă stăm la dispoziție și vă sprijinim. Acum o să dau citire la familiile care sunt sărbătorii de astăzi. Vreau să vă spun că am început cu 30 și ceva de familii și cei care se ocupau din cadrul primăriei de organizare îmi spuneau, domnul primar, zice, pregătim, mergeți, cumpărăm 30. Nu! Zic, mai stați câteva mea. Ei, câți mai fie? 2, 3? Ei, o să fie mai mulți. Și la 30 ceva, la momentul acesta, și încă nu-i gata, vă spun, o să vedeți că și mâine sau luni mă vor căuta, că n-a știut și a uitat și n-a venit și mai sunt 51 de familii sărbătorim astăzi. Și să dau citire foarte repede, familia Afilitoaie Silvestru și Eleonora, familia Apreotesei Constantin și Claudina, familia Ardeleanu Gheorghe și Dorina, familia Ardeleanu Ștefan și Maria, familia Vădăne Gheorghe și Mariana, familia Baciu Ilie și Maria, familia Pântie Ioan și Dorina, familia Botezatu Ioan și Eugenia, familia Bobeică Dorin și Elena, familia Pucu Constantin și Aneta, familia Burlacu Vasile și Leana, familia Caravan Simeon și Viorel, Caravan Simeon este familia Viorel și Elena, familia Cernat Constantin și Ana, familia Ciobanu Mircea și Violeta, familia Ciumeti Vasile și Maria, familia Colcoș Alexandru și Viorica, familia Colăcel Petre și Maria, familia Cobruza Orel și Maria, familia Dascălu Toată și Elisabeta, familia Dobrovăț Mircea și Alexandrina, scurios dacă este tot în ceea ce se vrea. Să trăiesc la mulți ani! Să vă amuță de mulți ani în zi! Familia Dospinescu Nicolae și Elena, familia Gabor Gheorghe și Tinca, familia Garai Nicolae și Camelia, familia Hârjabă Nicolae și Mioara, familia Hasaparu Alexandru și Cora, familia Cobuță Petre și Tinca, familia Iștvan Dan și Tereza, familia Iscu Grigore și Alexandrina, familia Lascăr Eugen și Florența, familia Mocanu Ioan și Anastasia, familia Merlușcă Ion și Lucica, familia Merlușcă Corneliu și Marilena, familia Margel Dan și Emilia, familia Miliceu Gheorghe și Marieta, familia Miclăuș Costel și Valerica, familia Miclăuș Dorel și Elena, familia Mitrofan Ioan și Maria, familia Năstase Dumitru și Doinița, familia Napa Gheorghe și Viorica, familia Nicoară Florin și Maria, familia Ionea Simon, Simeon și Lucrețea, familia Pavel Alexandru și Eugenia, familia Pavel Simeon și Elena, familia Pascal Constantin și Basilica, familia Prisecaru Mihai și Elena, familia Prisecaru Constantin și Saveta, familia Roman Petra și Lucica, Lucia, familia Târnăcov, Dacia și Maria, familia Tofa, Groapă, Mihai și Maria, familia Spânache, Ioan și Maria, familia Vrânceanu, Vasile și Maria. Și cu aceasta avem lista deschisă, v-am spus, nu știu dacă se termină, că fiecare an mai vin câțiva care n-au fost, să zicem, pe fază. O să vă oferim câte o diplomă, așa cum am oferit-o în fiecare an, din partea Consiliului Local Comănești și Primăria Orașului Comănești. Diplomă, într-o lume zbuciumată de nevoi, modelele de viață au devenit o floare rară. Lecțiile de caracter și trăinicie trebuie respectate și transformate în repere ale comunității locale. O astfel de lecție poate fi cea mai grea dintre toate încercările pe care ne le pune în față viața, rămâne căsnicia, o instituție tot mai amenințată de instabilitatea timpurilor noastre.
Consiliul Local Comănești și primarul Viorel Meron acordă familiei, care le-am citit aici, model de viață pentru puterea dragostei, toleranța și respectul reciproc de care au dat dovadă. Întreaga comunitate este mândră de astfel de modele și vă urează cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie, la mulți ani, cu sănătate și bucurie. Semnează și semnează. Și astăzi, pentru că am avut mai mulți invitați și spunându-le de acest eveniment, mă întrebau, mai sunt multe familii? Și am spus, da, sunt foarte multe. Dar cum de au reușit să convențuiască 50 de ani? Le-am spus, pentru că noi, aici, pe plan local, am făcut, în momentul oficierii căsătoriei, o convenție cu cei care se căsătoresc, cu soțul și soția, ca atunci când apar neînțelegeri în casă, să nu existe dispute și certuri, să-și ia angajamentul soțul că dacă apare un conflict și este supărat și nu mai vrea să vorbească cu soția sau se întâmplă ceva de o natură sau alta, să se retragă soțul în garaj până îi trece supărat. Să-și facă de lucru la mașină, pe la atelier. Iar dacă soția este supărată și are o problemă și se creează o discuție care ar crea conflicte, să se retragă soția în bucătărie, să-și facă treaba la bucătărie. Și zic că în felul acesta nu se ceartă niciodată. Cei drept sunt familii care au stat soțul în bucătărie, soțul în garaj 25 de ani și soția în bucătărie 25 de ani. Și în felul ăsta nu au fost niciodată dispute sau certuri în familie. Drept pentru care vă spun și eu la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și, așa cum a spus și Părintele, vă așteptăm cu mare drag și la aniversarea a 75 de ani de la căsătorie. Și eu cred că vom avea și această onoare și facilitate să ne putem vedea sănătoși cu toții. Vă să rog echipa mea, nu l-am rugat pe domnul subprefect și pe doamna deputat. Vreau să vă spun că doamna deputat este inițiatoarea legii prin care orașul Comănești beneficiază de o reducere de 2 ani la vârsta de pensionare. Din cauza că Comănești este un oraș minier, fost oraș minier, din cauza că orașul Comănești am avut termocentrala care a poluat aerul, toți cetățenii din Comănești poate să dovedească, să justifice că au locuit aici în Comănești. Singura condiție aceasta este să dovedești cu un istoric de domiciliu de la evidența populației că ați locuit 30 de ani în Comănești. Deci cei care au locuit 30 de ani în Comănești pot să iese cu 2 ani mai repede la pensie. Este valabilă această lege până în anul 2030. Deci toți cei care ies la pensie din momentul acesta până în 2030 pot să beneficieze de această reducere cu 2 ani la vârsta de pensionare datorită inițiativei și că au fost și alte orașe din România care au prins această facilitate, această lege. Dar Comănești nu era trecut. Și atunci am rugat-o pe doamna deputat să facă toate demersurile legale și s-a dat lege prin Parlament, prin care toți cetățenii Comăneștiului pot să beneficieze de această facilitate. Pentru care trebuie să-i mulțumim, nu? Dacă permiteți, chiar dacă s-a lungit un pic și zic eu că am fost cât se poate de scurt, deși mai aveam de vorbit vreo 2 ore, dar nu mai terminam. O să-i ofer microfonul domnului subprefect să vă adreseze câteva cuvinte. Mi-a spus un minut, dar să știți că o să fie 3 minute. Mulțumesc, domnule. Să știți că un minut voi vorbi. Știți ce face acest oraș cu adevărat frumos? Dumneavoastră.
Știți ce va face în viitor orașul și mai frumos? Copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, cei care sunt în spatele domnului primar, echipa de la primărie, copiii care sunt mai în spate, voluntarii de la Crucea Roșie, că sunt tineri și frumoși. Ați avut grijă dumneavoastră, prin exemplu căsătoriei, să lăsați ceva în urmă. Ați avut grijă tot dumneavoastră, la un moment dat, politic vorbind, prin votul dumneavoastră, să ridicați orașul prin mâna unui gospodar, cum este domnul primar. Ați avut grijă tot dumneavoastră, la frumoasa vârstă pe care o aveți, și mai ales pentru căsnicia frumoasă pe care o reprezentați, să păstrați Biserica Sfântă unită în continuare. Și pentru acest lucru sunt bucuroși preoții astăzi și v-au și menționat aici de bucuria lor că sunteți o parte din parohia dânsului. Cred că împreună trebuie să ne bucurăm pe fiecare moment din viață și atunci când sărbătorim, așa cum se întâmplă acum, zilele orașului Comănești, să o facem cu zâmbetul pe buze. Și sincer, după 2 ani de zile de pandemie, după războiul care e undeva pe lângă noi și ne-a cam usturat la buzunare și ne mai ustură și în continuare, faptul că astăzi ați ales să zâmbiți de ziua dumneavoastră, alături de noi, este cu adevărat o bucurie mare. Vă doresc multă sănătate, mulți ani și fiți alături în continuare de cei care sunt mai tineri decât dumneavoastră, pentru că doar în echipă vom reuși să ne menținem și noi mai tineri și dumneavoastră. Mulți ani și multă sănătate! Mulțumim, domnule Sucrăfânt, 4 minute și 17 secunde. Mulțumim tare mult! O să venim acum la fiecare stat, fiecare pe locul noastră și vom veni și vă vom oferi cadouri împreună cu diploma. O să-i mulțumesc în primul rând părintelui, părinților, că sunt aici alături de noi, că au fost și sunt mereu și la toate evenimentele, am fost și de dimineață la Cimitul Eroilor și să ne dea Dumnezeu sănătate și tot ceea ce își dorește fiecare. Liniște și pace și să ne ferească Dumnezeu de războaie sau de altfel de cutremure, calamități, ce-am mai avut noi, că orașul a trecut și prin calamități, a trecut și prin tot felul. Și iată că acum suntem beneficiarii unui astfel de complex, această sală polivalentă extraordinară, avem o faleză extraordinară, vom avea multe posibilități să ne bucurăm. Și noi trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem și de ceea ce putem face și în primul rând trebuie să ne bucurăm de sănătatea care ne-a dat-o și să ne putem bucura în continuare cu toții de această viață. Vă mulțumim și cu mare drag, vă așteptăm și alte evenimente. Cine dorește să vină și la Galion, aveți posibilitatea acum să vi se ofere o invitație cu care puteți să intrați, să aveți o facilitate de a intra într-o zonă unde să fiți mai aproape de scenă, să zicem așa. Vă mulțumim tare mult! Așa am făcut de obicei în fiecare an, iar de anul acesta am avut posibilitatea, nu știu dacă o să mai am posibilitatea și în alți ani.
v-am pus în acest pachet și o monografie a orașului Comănești. Veți avea orașul Comănești de la anii 1400 până în zilele noastre. Iar doar ne primesc câte o orhidee care trebuie să o îngrijească, să țină până la nota de platină. Și diploma, da, am uitat să vă spun și diploma model de vet. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Întoarce-te așa să ne facă poze. Întoarce-te așa.
Aveți toată responsabilitatea. Uite, am dat aici și așa, și floarea la doamna. Faceți o poză și cu noi? Face! Hai, te bate de ziști, nu vrei? Ești la fărteică! E așa? Dreptul șampanii, nu vreau, căsătorie. Dreptul Nicolae, e Yeah.
mai o să nu mă mulțumim tare mult! Sunt Adrian Olaru și împreună cu o parte dintre colegii mei de la Ansamblul Tezaur Comăneștean ne face o mare plăcere să fim astăzi în fața dumneavoastră, să vă felicităm, pentru că dumneavoastră sunteți pentru noi toți un model, un model de viață pe care și noi vrem să-l urmăm. Privim la dumneavoastră cu multă admirație și mult respect pentru tot ce ați realizat frumos acești ani minunați pe care i-ați petrecut împreună. Vă dorim în continuare sănătate multă, bucurie și în suflet multă mulțumire. Că nu există o bucurie mai mare pe pământul acesta decât mulțumirea sufletească. La mulți ani încă o dată! Thank you.
Mulțumim tare mult! Continuare să
seară și bine v-am găsit! În această minunată seară vă voi încânta cu două cântece. În aceste cântece este vorba despre dor. Dorul fuge, fuge, nimeni nu ajunge. Muzica! Oh,
Mulțumesc!